Știți că există situații în care spunem ceva, transmitem un mesaj cu dorința ca un comportament să se schimbe, ca niște oameni să facă niște lucruri diferite. Și din experiența mea de peste 10 ani în lucru cu companiile, tot am întâlnit genul ăsta de cerințe, numai că, uite, hai să mergem pe un exemplu concret. Aveam la un moment dat un client care a decis ca pauza de țigară să se întâmple la ora cutare, la ora cutare și la ora cutare, astfel încât oamenii, în afara acestor intervale, să se afle la bancul de lucru. Ei, ce să vezi? Oamenii nu au respectat această decizie, adică mare parte din ei mergeau la țigară și în afara acestor intervale și cerința sau rugămintea conducerii a fost Crina, fă ceva cu oamenii ăștia că noi nu știm ce să le mai facem. Și în primul rând am întrebat cum s-a transmis această decizie către angajați și apoi am întrebat ce se întâmplă dacă oamenii aceștia respectă sau nu respectă această decizie. Nu intrăm în detaliile primei întrebări, dar o să intrăm în detaliile celei de-a doua, și anume în zona de consecințe. Răspunsul lor a fost că nu se întâmplă nimic. Bun. De aici pornim o întreagă discuție, dar ce e important să luăm de aici este că de fiecare dată când cer ceva, este important să existe și niște consecințe. Și când spun consecințe, nu mă refer doar la consecințe negative de tipul îți tai 50% din salariu sau te dau afară. Da? Acesta este un tip de consecință care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie aplicat în ultimă fază. Și vă explic imediat de ce. Din punctul meu de vedere, există patru tipuri de consecințe pe care le pot aplica atunci când cer ceva. Sunt consecințe naturale, pozitive și negative, și consecințe artificiale, pozitive și negative. Consecințele naturale sunt consecințe care derivă automat din îndeplinirea sau neîndeplinirea sarcinii. Adică nu trebuie să fac eu nimic în plus, ci pur și simplu lucrarea se întâmplă dacă tu îndeplinești sau nu îndeplinești sarcinile respective. De exemplu, în situația pe care vă povesteam, cea cu pauza de țigară, o consecință naturală pozitivă ar fi că șeful te va vedea ca pe o persoană serioasă și probabil vei fi inclus în activități care să te ajute să te dezvolți mai departe pe poziția ta. Da? E ceva ce se întâmplă în mod natural. Nu trebuie să intervin eu neapărat din exterior cu acest lucru. O consecință naturală negativă a faptului că tu nu îndeplinești cerința pe care eu am enunțat-o ar putea să fie asta. Vei fi văzut ca o persoană neserioasă și probabil vei fi trecut pe șomaj tehnic atunci când se va ivi ocazia și șeful va trebui să aleagă între cine rămâne și cine nu rămâne la muncă. Ok? Bun. Partea proastă cu consecințele naturale este că au nevoie de regulă de un timp mai lung de implementare, astfel încât să pot să văd efecte. Adică nu este suficient să spun o singură dată se va întâmpla asta sau se va întâmpla asta și oamenii automat să respecte decizia luată. Da? Ci e nevoie să o fac în mod constant, să o repet de atât de multe ori, până când se atinge ceea ce ating consecințele naturale, și anume motivația intrinsecă. Omul trebuie să înțeleagă de ce există aceste consecințe. Ok? Și ne ducem pe partea de consecințe artificiale, cele în care e nevoie să intervin din exterior cu ceva pe pozitiv sau pe negativ, astfel încât să se întâmple ceva dacă este îndeplinită sau nu cerința. Consecințele artificiale sunt, dacă vreți, mult mai ușor de accesat, pentru că sunt și cele în care pot să văd efectul imediat. Da? O consecință artificială pozitivă a exemplului pe care îl povesteam ar putea să fie dacă respecti pauzele de cafea, de țigară și cafea, vei primi un coș cu fructe. Da? Asta este o consecință artificială pozitivă. Îți oferi ceva care nu are neapărat legătură cu cerința per se. Și consecința artificială negativă, adică îți iau ceva, te pedepsesc cumva, cu ceva care nu are legătură neapărat cu cerința. Da? Ai fost la fumat în afara orelor stabilite, 10% din salariu. Da?
vin cu ceva din exterior. Consecințele artificiale sunt cele care fac apel la motivarea extrinsecă. Partea proastă este că pot să văd efectele imediat la consecințele astea artificiale, numai că ele nu durează. Pe când în partea cealaltă, la consecințele naturale, dacă reușesc să mă țin de ele, să investesc timpul necesar astfel încât să pot să trezesc motivarea intrinsecă a omului, ele au o durată de viață mai lungă. Adică am atins motivarea intrinsecă și apoi nu mai trebuie să mai lucrez cu oameni. Pe când la consecințele artificiale, de cele mai multe ori, trebuie să repet și să repet și să intervin și să intervin și să intervin și să intervin. Practic asta este ceea ce s-a întâmplat cu clientul despre care vă povesteam. A existat la un moment dat o consecință artificială negativă, 5% din salariu. O parte dintre oameni au început să respecte decizia, adică au ieșit în pauzele de țigară doar în intervalele propuse, numai că unii dintre ei nu. Și apoi cei care au văzut că alții ies la țigară în afara orelor propuse, au ieșit și ei și unii au primit 5% și nu le-a păsat și apoi a continuat acest proces și până la urmă compania a renunțat la a aplica această decizie, această consecință artificială și deci oamenii au învățat că dacă se strâng împreună și se împotrivesc, lucrurile se schimbă și în regulă. Okay? De aceea miza sau propunerea a fost să se revină și să se lucreze pe consecințe naturale. Așadar, ca să încheiem, consecințele sunt de 4 feluri: naturale, pozitive și negative, adică cele care decurg în mod automat din îndeplinirea sau neîndeplinirea cerinței, și artificiale, pozitive sau negative, lucruri cu care pot să vin din exteriorul cerinței, cu lucruri pe care să le ofer ca omul să le câștige sau să le piardă. That's it! Zic cu spor!